O lungă perioadă de timp s-a spus că vinul este bun pentru sănătate, atâta timp cât este consumat cu moderație. De obicei, vinul roșu este considerat vedetă. Mulți cred că un pahar de vin roșu zilnic face parte dintr-o dietă sănătoasă. Alte voci susțin, pe baza unor studii, că vinul roșu este oarecum supraevaluat și poate fi dăunător sănătății, scrie Daily Post. O serie de studii arată faptul că un consum moderat de vin roșu pare să scadă riscul apariției unor boli, inclusiv al bolilor de inimă. Cu toate acestea, există o graniță foarte fină între moderație și exces, acesta din urmă ducând la dependență și la alte probleme de sănătate. Vinul roșu este obținut prin zdrobirea și fermentarea strugurilor întregi de culoare închisă. Există multe tipuri de vin roșu care variază ca gust și culoare. Soiurile comune sunt Merlot, Cabernet Sauvignon. S-a demonstrat că un consum moderat de vin roșu cu un conținut de alcool de 12-15% are beneficii pentru sănătate, mai ales datorită conținutului său ridicat de antioxidanți puternici, relatează sfatul medicului.ro.